întărită cu jucători care au evoluat mai puțin la vicecampioana României, FCSB, Academica Clinceni s-a dovedit a fi o nucă destul de tare pentru albi-violeți care veneau după 10 zile de cantonament. Prima repriză a fost una destul de săracă în ocazie, atât piteștenii cât și ilfovenii, preferând să aștepte greșeala adversarului. Totuși, FC Argeș a reușit să deschidă scorul în minutul 56 prin nou venitul Alin Buleică, mijlocașul oltean fiind la prima reușită sub tricoul alb-violet. Echipa din Trivale s-a văzut egalată 12 minute mai târziu, Gliga punctând pentru 1-1, stabilind totodată și scorul final. Emil Sandoi, tehnicianul echipei FC Argeș, s-a declarat mulțumit la finalul partidei cu Academica Clinceni de efortul depus de elevii lui, considerând jocul un test util. Principalul grupării din Trivale nu pune mare preț pe rezultatele din meciurile amicale, fiind interesat mai mult de omogenizarea lotului.